Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip de Mendoiros, serverul Luna. Eu sunt Taker, vă urez o vizionare cât mai bună. Nu uitați, pentru oferte mega plană bombă la conturi și un mesaj pe Instagram shop-ul Mendoiros și vă rezolv, avem acolo niște oferte, bă, bombă, rău de tot azi, deci chiar bombă. Vă puteți contacta pe Instagram, băieți, și suntem azi pe serverul Luna și nu știu ce se întâmplă pe serverul ăsta, frate, deci am făcut și noi ceva cash. Uite-te cât de ieftine sunt transferurile bonus costum din nou. Deci am cumpărat o tonă și băieții cred că le-au cumpărat mai jos decât mine și le-au pus mai sus acum să facă un profit, pentru că nu pot să pricep de ce sunt 3,7kk. Deci de ce sunt 3,7kk transferurile? Salut! Salut! Cititele 3kk bucata. Deci 3 caca bucata de citite, dar nu înțeleg de ce transferul este atât de ieftin. Ia uite-le aici. Exo tot la fel. Deci exo citite tot la fel, 3 caca bucata. Dar nu, deci chiar nu înțeleg. Uite-te, știu câte transferuri am făcut. Deci când o să ajungem la 100 de transferuri, asta înseamnă fără doar și poate, băieți, undeva la 250 de ON pe absolut orice alt server în momentul de față. Deci chiar super, super bine. Avem aici citite cuferele lumina lunii. Perle albe 200 din nou. Deci ce naiba se întâmplă, doctore, că nu înțeleg? Unde sunt transferurile noastre? Nu mai sunt. Ladă de depozitare. Bun, hai să luăm și noi pe 15 zile, să știm o treabă măcar. Trebuie să prefacem shop-ul, să facem cumva că colior de cupru ăsta e plus 9. De ce fulger ce diavol? Așa. Perle albe, iarăși, hai să vedem ce s-a mai întâmplat la capitolul de perlă albă. 700k. Deci perla albă se pare că a mai crescut în valoare. Se vede treaba asta, uite, 8,8. 10 la... Ia uite și pe ăsta, baba, bă, tate, ăsta de ce le-are mai atât de ieftin? Deci ca la baba acasă. Transferă bonus la prețul ăsta. Prățară de argint plus 6 la 3kk. Nu înțeleg, mă, nu înțeleg. Deci, efectiv, băieți, nu pot să pricep. Hai să ne uităm aici, dinte de orc. 800k bucata la dinte de orc. Ok, bun. În cazul ăsta, hai să facem și noi shop-ul, să ne mai pregătim. Nu știu, chiar nu știu ce va mai trebui să mai facem. Deci, vă bag mâna în foc, băieți. 14 zile, 20 de zile, 9 ore. Mamă, skin-ul ăsta trebuie să iau altul. Să folosesc un costum, un transfer bonus costum neapărat. Celeuri, ia să vedem ce preț mai au. Altele cufăr lumina lunii. Și avem 10 la 4kk. 200 de cufere. 100 de cufere la 45kk. 10 la 4. Bun. Deci super, super bine. Ok, în sfârșit. Putem să facem și noi shop-ul și o să devenim milionari peste noapte. Deci milionari peste noapte, băieți. Așa da. Deci chiar îmi place. Vreau să mă uit la transferă bonus costumul ăsta. De ce sunt așa de ieftine, mă? Și eu prost că am luat la 4. Nu mai știu, am luat și mai sus. Doamne, ce... Și acum iar au scăzut. Uite-te cât de multe sunt. Deci sunt o tonă, bă, frate. O tonă. 2 la 7,5. O tonă de transferuri. Da. N-avem ce să le facem, băieți. Asta este piața. Mi se pare incredibil, vă zic sincer. Chiar mi se pare incredibil, mi se pare incredibil că perla albă în continuare este la prețul ăsta. Deci de ce ar fi perla albă în continuare la prețul ăsta infect? Pentru că am luat o tonă de perle. Deci chiar am luat o tonă de perle, băieți, avem 212 perle și tot degeaba. Eu tot ce farmez, gândiți-vă că investesc chiar și în, mă rog, reinvestesc în tot în aceste lucruri. Dar pare,
Pare nebun, nu știu, spuneți-mi și mie în comentarii, fraților, bă, Taker, ești dobitoc, faci lucrul ăsta bine, nu-l faci bine, că eu nu mai știu ce să cred, bă, frate. Apar foarte multe pe server, credeam că pot să țin pasul cu tot ce se întâmplă, dar uite că cu farmatul în V4, deși faci ceva bani, faci la vreo 3 ore, 10 KK pe acolo, nu poți să ții pasul. Deci cu farmatul în V4 nu poți să ții pasul cum mi-aș dori. Și lucrul ăsta e destul de nasol. Da. Bun, 770k. Lăsăm și noi dinții de orc. E urâtă chestia asta, într-adevăr. Dar nu avem ce să facem. Mă bucur la CL-uri că s-au mai scumpit. Deci astea s-au scumpit și e bine. Deci chiar e super, super bine. Aș fi putut să cumpăr atunci când erau 40k mai multe și făceam un profit imens. Deci chiar făceam un profit imens. Da, nu mai e niciun fel de problemă. Deci oare pot, v-am zis, băieți, vă rog eu frumos, spuneți-mi, bă, Taker, faci tu ceva greșit, ceva nu merge bine la tine, băi, la tine problema. Încearcă să investești în alte lucruri, că eu, de când am început serverul ăsta, fraților, chiar am făcut destul de multă bișniță. Asta da, am dat foarte mult la plus, iarăși, mi-o asum, chiar am dat foarte, foarte mult la plus. Am cumpărat tot felul de chestii și acum pare că am rămas în pană de idei. Și am nevoie, fraților, de ajutorul vostru. Nu știu ce să mai fac. M-aș duce spre level, dar din nou, nu știu dacă e cea mai bună soluție. Alchimia, nu știu, ia să ne uităm puțin la pe piață la alchimie. Ok, hai să ne uităm aici. Deci avem diamantul la 25 cacaman, da. Îți dau un femeie de bine să nu am cash. Rubinul antic s-a ieftinit destul de mult, aș putea spune. Uite aici, rubin clar. Granatul s-a ieftinit și ăsta foarte, foarte, foarte mult. Onyxul ăsta era ieftin oricum. Dar tu îmi dai level. Mai greu cu levelul. Ești chiar mai greu cu levelul. Ce aș vrea eu să fac aici? Avem la rubine. A ieșuat. Mamă, de două ori a ieșuat asta. Lipsește puterea lui dragon. Bun, și la misiunea zilnică ce trebuie să facem aici? Îmbunătățește un obiect. Bun, o să îmbunătățim un obiect, chiar o să îmbunătățesc otrăvita asta plus 0 și o să fac plus 1. Oricum, nu prea contează, sincer. Bun, plus 1. Hai să și ieșuăm, dacă tot așa, sincer, chiar vreau să ieșuăm pe asta. Eram sigur că trebuie ieșuată, de fiecare dată se întâmplă așa, corul normal, diamant brut. Deci aș putea să mai, aici n-aș putea să fac nimic, la safire nimic, la granate nimic și la onyx nu merge nimic, am înțeles. Bun, CL-urile, hai să ne mai facem niște bani de aici, am deschis un CL din greșeală, bag marmure și zeuri. Deci bag și marmure și zeuri. Ok, hai că pun pauză, băieți, după ce o să verific toate chestiile și vă arăt și prețul pe care o să-l pun la celeuri. Bun, băieți, între timp. Care e brățara? Între timp am și verificat niște prețuri. O să le punem la 4,15. De câte 10 celeuri. Destul de bine, zic eu. Sub piață, având în vedere că pică marmure care sunt iarăși destul de scumpe, eu de exemplu, bine, nu neapărat scumpe, eu bag o marmură doar la reușită, 4KK reușită, pergamente dragon, blesuri și altele, critici pătrunderi de care ai nevoie, deci, na, până la urmă tot o să ai nevoie de CL-uri în jocul acesta, băieți. Bun, vreau să-mi spuneți neapărat în comentarii, fraților, care-i treaba și ce sfat mi-ați mai da, în ce să mai investesc și cum să menegerez timpul pe serverul Luna. Bun, acestea fiind spuse,
Hai să venim, mergem și pe Carpatia să vă arăt ce conturi avem la prezentare azi. Bun, boșilor, deci de data aceasta avem, ca de fiecare dată, la un preț mai mult decât corect, o platformă demențială pe serverul Carpathians. O platformă completă, o platformă căruia nimeni nu are ce să-i reproșeze nici măcar, bă, nici măcar un won la preț. Deci nu ai cum să reproșezi ceva la platforma asta. Avem un fel următor de a face cu un ward de nivel 30 mental, cu P-ul la attack spirit, după cum se poate vedea, alchimia, rubin full PvP, jad full, safir full, tare sura, tare ninja, tare war, diamant full, dublu PC cu atac magic. Hai să dăm și noi un atac spirit aici, avem pet de 83 de zile, hai să dăm și noi un atac spirit, fără medalie, fără nimic. Hai că suntem bine rău de tot și noi. Avem un rib cu 21 PC, 4 putere, 2 pătrundere, daunele cresc la punctele mai mici de rang, brățară 10 semi, abanoși, de fapt cercei de cupru 10 semi, colier de cupru și papuși de lemn, ăstea, pentagon 10 semi, 12 vit, scut, de fapt coip de fier cu 10 semi, ia să vedem și pe asta, 13k, easy peasy, mai avem aici un FMS cu 32 medie, corurile făcute, niște iabi, eșarfă, costum aură, bineînțeles, pe cont, cu atac sângeros. Deci totul pe aici, fresh, fresh, fresh. Mai avem în felul următor. Asta ar fi mentalul, după cum am zis eu, platformă, bă, completă. Deci platforma asta este completă. Avem pe schimbă War Aura, nivel 55, cu P-ul la Aura Sabiei. Nu avem inventar deschise și nici alchimie pe acest cont, dar oricum, băieți, o să vedeți în continuare după ce zic. Deci numai alchimia după contul ăsta face valoarea unilor. Deci vă zic sincer și toți știu că, toți care ați colaborat cu mine știu că ofertele Taker vă sunt imbatabile. Ok, avem un șaman de 90 cu următoarea alchimie. Safirul ăsta strălucitor, War Ninja Lican, păi că doar ăsta e vreo 150 de ani. Jad opac, dublu PV, rubin full PvP, diamant full, onyx full și granat full. M8, M9, M7, M4, M4, stăm super bine și pe skill-uri. Un pet Zeus, talisman de fulger, 5 semi, 4 vulnerabil săgeată, colier, un KPV 15 pumnal, 15 gheară, 4 și atac magic, deci astea vin pe cont, după cum am spus. Contul stă super bine, deci chiar stă super, super decent, băieți, orice ar ști oricine. Avem caractere peste caractere, avem și Sura BM de nivel 65, deci dacă ești un pasionat al PvP-ului, bă, dar poți fi și pasionat de PvP și de PvM, că tot ești numărul 1 aici. Vânt combin, jachetă și arpe plus 15, 15 fulger. What the fuck? What the fuck, bro? Bun, avem un fel următor aici. Plamă dinte cu skin sabi din ceanii plus 9. Bă, ce poți să-i ceri, mă, contul ăsta? Ce poți să-i ceri? 20 farmec, 3 semi. Ingyang cu armură foc negru. Cască, 10 semi, 10 magie, 40 atac pe 6-7. Mai aici ceva iteme, deci după cum am zis, fraților, totul vine la pachet. Deci până și pe Sura. Pe Sura asta nu avem alchimie. Atât tot, dar ce mai contează la ce avem cu adevărat pe el. Și un ninja de nivel 38, băieți. Arcaș pe care, culmea, că și pe ăsta avem M7 și M8. Și avem și un arc cu 20 PC. Bun, băieți, deci cam atâta și cu clipul de azi. Eu am fost Taker și până data viitoare noi să ne auzim cu bine. V-am pupat. Ciao, dacă sunteți interesați de cont, mă găsiți pe Instagram și pe metin2ro, iar dacă aveți orice întrebare legat de metin2, mă găsiți pe Instagram. V-am pupat, ciao, ciao, băieți!